Cei trei ierarhi au trăit pe la sfârșitul secolului al IV-lea și fiecare dintre ei a contribuit esențial la teologia creștină. Aceștia au fost numiți în grup protectori ai învățământului teologic. La slujba dedicată acestora au participat sute de credincioși. Cum a fost slujba de aici de la biserică? Marș, marș. Și predica preotului? E nemaipomenită. Astăzi este Sfântul Trei Ierarhi, Vasile, Grigor și Ioan. Ați venit la biserică? Cum a fost? Slujba a fost nemaipomenit de frumoasă și înțelegătoare și predica care a zis-o preotul a fost pe înțelesul fiecărui să înțeleagă. Nu au fost uitați nici cei trecuți în neființă. Pentru ușurarea sufletelor celor răposați, credincioșii au adus colivă care la sfârșitul slujbei a fost sfințită și împărțită celor nevoiași. Că sunt și colive aici, se aduc pentru cei adormiți? Pentru cei adormiți, da, da. Pentru cei care purtau numele Sfinților? Da, Sfinților, da, da. Adică Ioan? Ioan, Vasile, Grigore, da. Se fac pentru cei care nu mai sunt. Se fac și colivi. Ați primit și dumneavoastră. Am primit că stau la mână întins. O să mâncați cu plăcere, știu că e bine. Da, 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 da. Mănânc și eu când fac la rândul meu dau și îmi place să și primesc. Prăznuirea împreună a celor trei ierarhi a fost hotărâtă spre sfârșitul secolului al XI-lea pentru a pune capăt dezbinărilor apărute între credincioșii care adesea se întrebau cine dintre cei trei este mai important. Fiecare dintre cei trei ierarhi este sărbătorit însă și peste an separat. În ziua în care se sărbătoresc Sfinții Trei Ierarhi, se spune din bătrâni că sub zăpadă încolțește grâul cel rămas din toamnă neîncolțit. Există superstiții și legate de vreme. Dacă astăzi curg streșinile, urmează o primăvară rece și friguroasă, iar dacă este ger, vara va fi una călduroasă.